Trebuie doar, evident, să resetăm cronometrul, lucru care se întâmplă și start și pentru ei. Bine, la 48 de secunde scurse până în acest moment, niciun fel de problemă pe traseu până în momentul de față. Uite, vezi, când să zicem pop, s-a întâmplat. Un minut scurs până în acest moment. Un minut și jumătate scurs aici pe traseul de concurs. Vă reamintesc, primul Mitsubishi Pajero înscris până în acest moment. Am văzut Jeep, am văzut Nissan, am văzut Lada, am văzut chiar și un Mercedes clasa G. Mitsubishi nu a avut să se rămână acum. Ei bine, iată că a venit și rândul său. Final de probă pentru Ioan Dodon și Vladimir Gurghiș. Repede, 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 sărim din mașină și oprim cronometrul. Ioan Dodon și Vladimir Gurghiș în acest moment se aliniază aici la poarta de start. Cronometrul e resetat și în acest moment avem start pentru Ioan Dodon și Vladimir Gurghiș. Jumătate de minut scurs până în acest moment pe traseu. Ei, și așadar, având în vedere că ne apropiem de finalul clasei standard, mai avem un singur participant din această categorie. Îi rugăm pe toți participanții din categoria Open să se pregătească pentru start. Așadar, Open, să ne pregătim pentru start. Oho, dăm acolo un pic cu marșarierul, însă din nou nu pare să fie o problemă, nu a durat foarte mult întâmplarea. 1 minut și 20 de secunde scurse până în acest moment. Revenim, mai avem un singur participant din categoria standard și rugăm pe această cale participanții din categoria open să se pregătească pentru startul lor. 1 minut și 45 de secunde până în acest moment, încă puțin și Ion Dodon și Vladimir Gurghiș își vor încheia și ei această ultimă trecere aici pe traseul de concurs. Cimișlia, haideți cu un pic de aplauze! Hai, 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 hai! Stai, stai!
Am dovorit și ale lansării din mașină, repede, repede, repede. 2000...